Interesant este și ce se întâmplă cu partidele aflate la guvernare după noile restricții. Da, mă refer la cele controversate restricții cu închiderea magazinelor la ora 6, acolo unde rata de incidență depășește 7,5% pe toată perioada săptămânii. Riscă PNL și USR și UDMR, bineînțeles, să piardă procente după aceste restricții? Aici riscă. Pentru că dintre toate lucrurile care au apărut ca decizii guvernamentale în ultima perioadă legată de gestionarea pandemiei, cea mai detestată și respinsă măsură de către populație este închiderea magazinelor după ora 18, în condițiile pe care le-ați descris. Deci, vine vorba de aceste măsuri, inclusiv majoritatea votanților PNL și USR, sunt împotrivă. Sunt peste 80% dintre oameni împotriva acestor măsuri. Wow, e o cifră uriașă. Este uriașă. Niciuna dintre ele, din cifrele, nu se află la acest nivel. Dar aici este o chestiune de raționalitate. Oamenii nu înțeleg și nu li s-a explicat rațional. De ce? De ce, comprimând timpul, poți să produci un efect de distanțare, de exemplu? Pentru că dacă te uiți la fizică, dacă studiezi orice densitate, sigur că va produce contaminare. Cu cât relaxezi timpul, dacă am fi lăsat magazinele toată noaptea deschise, non-stop, să spunem, mai ales micile magazine de aprovizionare, atunci oamenii ar fi mers mai rar și ar fi programat cumpărăturile în așa fel încât să nu intre într-o ghesuială, că nimeni nu este nebun să meargă să se infecteze până la urmă nici în magazin. Și atunci oamenii asta n-au înțeles-o. De ce apare această măsură care lor li se pare irațională? Și chiar nu este ușor de explicat. Și este o chestiune care a devenit o chestiune emoțională. În momentul când ceva nu înțelegi și ceilalți insistă, le spui guvernanților, faci manifestații și insistă, devine o chestiune emoțională. Oamenii vor să aibă dreptate și ei. Guvernul nu încearcă să raționalizeze acest lucru, răspunde prin tabele sau prin cifre. Ori unei cereri care devine emoțională nu mai poți să-i răspunzi prin tabele pentru că nu te întâlnești, comunici în paralel cu emițătorul și cu receptorul. Deci aici este o mare greșeală și cu siguranță că va produce și a început să producă acest lucru și un conflict intern, pentru că sunt foarte multe teme în coaliție care devin teme de conflict pornind de la modul cum evaluează oamenii aceste lucruri. Încă nu s-a terminat bătălia pentru locuri și pentru apropierea de centrele de decizie cele mai importante dintre cele trei partide de la putere. Încă mai are resurse această bătălie internă și acest conflict cu siguranță că va face și mai mulți oameni să nu fie de acord cu aceste măsuri și să piardă din imagine și evident și din intenție de vot. Acest lucru cu siguranță că se va întâmpla în viitor. Da.